Ce extraordinară adaptare la animale de a hrăni pui în condiții de viață acvatică. Este extraordinar. Dincolo de toate astea, adaptări fizice și fiziologice, mai este creier. Viața lor, de grup, le-a făcut să fie extrem de inteligente. Dacă pui o oglindă, se recunosc. Aici, după ce se reînțeles și șimpanzeul. Dacă vrei să le dresezi, să le iei sânge, să le examinezi ochișorii, diverse zone corporale, le poți stresa, adică îl înțelegi și acceptă. Asta demonstrează o inteligență peste câine, peste cimpanzeu. E adevărat că fiind în mediul acvatic, nici noi, dar nici ele, cetățenele, nu găsim așa de ușor o punte de legătură și comunicare. Suntem limitați fizic de mediile în care am trăit, am evoluat. Și din acest motiv este greu de comunicat cu ele, dar o să vedeți ce minunății la rezorii noștri în acest sens, în această privință. Și fiind că mai avem un minut jumate, o să vă prezint din Cazării la plajă. Sunteți cumva, poate mirați de ce s-a întâmplat zilele trecute. Uitați-vă Marea Neagră. Mare, 500 de milioane de metri cubi. O dinioară era o treime. Acest lac de apă dulce desenat de conturul prezentat de mine, conturul mai închis la culoare. Un lac de apă dulce, care acum 7500 de ani, în urma încălzirii deputate acum 10.000 de ani, s-au împrăboat, era sub dintre locuri, și s-au împrăboat o prinspargerea unui munte, Bosfor. Și s-au tot în 30 și ceva de ani, iar nivelul actual a ajuns echilibrat cu nivelul mării oceanului planetar, și suprafața s-a întreit, a devenit de 3 ori mai mare. Un oraș, Sinop, exista pe vremea respectivă, dar era mai înăuntru, în apă, a fost descoperit recent. Există Sinopul actual, în Turcia, care are corespondentul populației care are nevoie, a fost nevoită să migreze de la acest potop. Potop care influența foarte multe din religiile lumii. Ei bine, Marea Neagră, în această iarnă foarte rece, s-a răcit mai mult în zona ei adâncă centrală. S-a răcit foarte mult. Și când a văzut sudul, apa asta rece, a ajuns în zona noastră, în zona Constanței, și apa rece a răcit aerul deasupra ei și când a avut vântul, briza de seară, am avut ceață pe Mamaia, pe Constanța, pe celelalte stațiuni ale regionului Mării Negre. Este un fenomen normal, a existat și pe 1 mai, au fost și în alți ani. E adevărat că aceste schimbări climatice, general, este o încălzire, dar nu peste tot se va încălzi și nu totdeauna se va încălzi. Este o, să spunem așa, o optimare a atmosferei, datorită prezenței, în cantitate mai mare, a apei în atmosferă. Fenomenul de evaporare face ca, din păcate, să se producă niște modificări climatice mai serioase, mai grave, și le vom întâlni chiar în viața noastră și, bineînțeles, în continuare. Au fost perioade în viața terenei, în care nu există viață.